A fost o confruntare strânsă și spectaculoasă. Un meci important pentru noi, zic eu, pentru că nu pentru că a fost primul meu meci aici, ci pentru că trebuia oprită o serie de mai multe înfrângeri și, mai important spun eu, această victorie s-a realizat fără porter, care este sufletul și spiritul acestei echipe. Mi se pare liderul, am văzut de afară, văd și dinăuntru în acest moment, e clar liderul acestei echipe și pentru acest grup de jucători, cred că este foarte important să vadă că putem să câștigăm și fără el. Tehnicianul oaspeților a declarat că Energia este o echipă foarte agresivă și asta a făcut diferența. Good rebounds, we have advantage, we didn't use it and that's it. Congratulations for the team of Energia. A fost un meci interesant cu ambele echipe având de posibilitatea să câștige. Dumnealor nu au jucat focusați în ultimele minute ale meciului. Energia a revenit cu câteva recuperări și niște puncte ușoare, astfel că felicită echipa gazdă pentru victorie. Jucătorul Cibonei Zagreb, Ante Gospic, a declarat la finalul meciului că echipa sa a avut probleme pe faza defensivă. We slipped down a few times on the defense. We just went up in their advantage. A fost un meci cu urcușuri și coborușuri pentru ambele echipe. Echipa gazdă a scris câteva coșuri pe tranziție pe care ei nu le-au putut opri. Ei nu și-au făcut treaba de câteva faze în apărare și asta a făcut diferența. Mac a totalizat 21 de puncte, 4 recuperări. Dix a adăugat 14 puncte, 7 recuperări, 7 pase decisive. ZQ a izbutit 13 puncte, 8 recuperări, 3 pase decisive, iar Acta s-a terminat cu 10 puncte pentru Energia. I enjoy the atmosphere. Some of our fans come down from Târgu Jiu and you know some of the Ploiești fans come in too, so it's a pretty good environment and then everybody just coming to watch a good basketball game. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de aici, au venit câțiva fani de la Târgu Jiu care ne-au susținut, de asemenea au fost foarte mulți din Pitești, a fost un mediu propice pentru a juca un meci de basket și m-am bucurat foarte mult pentru. În urma acestui rezultat, ambele echipe au 2-2 la general. În cazul în care Energia și Cibona vor termina grupa la egalitate de puncte, câștig de cauză va avea gruparea croată, care a câștigat partida turcu 95-90. Etapa a cincea va consemna deplasarea Energiei în Franța pentru meciul cu Le Arve. Cibona va primi vizita lui Pienos Vaides.